profitând că s-au deschis ușile și puteau petrece timp împreună, Mihai îi solicită. Da, văd că ai. Se vede? Da. Mă bucur că te-am întâlnit, mă bucur că ai ales să vii în casă. Stai că m-am lucrat. Mă bubnește râsul dacă și tu râși. Îmi doresc ca acest moment, nu știu, să fie cel mai special moment pe care l-am trăit aici. Cel mai special? Da, cel mai frumos. Ești o persoană specială pentru mine. Mulțumesc. Ești o fată foarte frumoasă și nu uit să spun chestia asta aproape în fiecare zi. Da, chiar să-mi zici în fiecare zi. Mi-ești foarte dragă. Îmi place foarte mult de tine. Și sper să decurgă, nu știu, mult mai bine lucrurile între noi de acum încolo, chiar îmi doresc. Eu nu consider că nu m-am grăbit cu nimic, nu te-ai grăbit nici tu cu nimic. Consider că ne-am cunoscut destul de mult, adică destul de mult, destul de bine. De asta nici nu am făcut, nu știu, anumite gesturi prea mărețe sau nu m-am grăbit foarte tare în declarații, decât să spun, nu știu, niște lucruri frumoase sau să spun, nu știu, te iubesc sau ceva, mai bine îți demonstrez lucrurile astea, ți le arăt prin fapte. Mai mult prin fapte decât prin vorbe. E mult mai bine așa. Da. Și asta o să vezi tu pe parcurs. Nu degeaba spun eu acum că, na. Mi-a plăcut foarte mult că ai fost mereu sinceră cu mine și sper să o faci în continuare, să fii sinceră, la fel de sinceră ca până acum. Păi, logic. Și să nu faci niciodată nimic ceea ce nu simți. Sau să nu faci ceva doar de dragul meu, sau doar de dragul de a face. Păi cum să fac doar de dragul de a face dacă nu simt să fac? Nu știu. Fac. Sau dacă te deranjează ceva sau să îmi spui. Așa. Am și un mic cadou pentru tine și vreau să ți-l dau acum. Mulțumesc! Te drăguț! Mai am ceva. Mai am ceva. Foarte frumos. Și asta e foarte frumos. Seamănă cu tine. Seamănă cu mine. Uite, asta da. Aș prefera să-l deschizi tu. Acum? Da. Asta ai zis tu de poza asta. M-am gândit atunci, dar n-am zis. Dar m-a adus cu mine. Uite ce scrie. Frumoasa mea, vrei să fii iubita mea? Deci, frumoasa mea, Laura, vrei să intri într-o relație și să fii iubita mea? Eu nu știu cum să reacționez la chestiile astea. E foarte, foarte, foarte frumos și foarte drăguț din partea ta. Și vreau să-ți spun că, adică vreau să fiu sinceră. Nu știu cum o să decurgă lucrurile între noi. Până acum e totul mult mai bine decât mă așteptam. Ok. Adică tu, ca persoană, ești exact cum îmi doream eu, să fie omul de lângă mine. Mă bucur să aud asta. Până acum. M-am gândit și eu de câteva ori să avem totuși o relație. Că de cunoscut ne putem cunoaște și în relație. Corect. Răspunsul este da. Da? Da. Yeah.
avem greșeli nenumărate, lupte pierdute și uitate. Acum. Când te pui seara la somn, să te gândești la mine când îl vezi pe el, da? Da. Da, trebuie să recunosc că m-am emoționat un pic, că e așa ca un fel de o chestie premergătoare cererilor în căsătorie, care sper să apară și sezonul ăsta. Dar eu tot trebuie să întreb. Laura, Mihai, sunteți un cuplu oficial în Casa Mireasa? Da. Al treilea cuplu oficial. Iertați-mă, dar sunt cu lacrimile în ochi, serios. Pentru că, într-adevăr, orice poveste de iubire pe care o vedem începând aici, în emisiune, ne emoționează și stați să vedeți câte lacrimi o să mai vărsăm când o să fie cererile în căsătorie și când... felicitări! Mulțumim! Să... nu m-a făcut de romantic. La un moment dat am crezut, dacă nu știam ce vrei să faci, dar noi știam ce vrei să faci, noi am crezut că vrei să o ceri de nevastă până la capăt, serios, adică atâta te-ai învârtit, atâta te-ai răsucit, zi tu că nu credeai că te cere în căsătorie. M-am uitat că era buchetul acela, avea ca un inel în buchet și mă uitam la inel, cred că mă cere, era... Și tu l-ai învârtit pe toate părțile de am crezut că o să spui nu. Da, așa. Adică atâta mi-a stat inima. Pentru când... că și el m-a ținut așa. Și tu ai zis, dacă el m-a ținut în suspans, stai să-i dau și eu ca da. Să fie treaba până la capăt făcută. Felicitări, dragilor, și să fie într-un ceas bun. Și felicitări tuturor cuplurilor din Casa Mireasa. Și credeți-mă, în sufletul meu, mă gândesc că poate vom mai avea niște... Unde mai avem? Mă mai uit pe aici, prin dreapta, prin stânga. Doamne ajută! Doamne ajută! Pentru că, până la urmă, cu cât există mai multă iubire în lumea asta, cu atât lumea e mai frumoasă. Și atunci nu pot decât să vă felicit pentru povestea de iubire pe care o trăiți, fie că e vorba despre voi și poveștile voastre de iubire de aici, din Casa Mireasa, fie că e vorba de poveștile de iubire care se nasc în afara Casei Mireasa. Erai pregătită să răspunzi și la o cerere în căsătorie, Laura? Nu știu. I-a zis, slavă Domnului că n-a fost. Că e greu de refuzat. Am spus că eu nu prea am să fac poezii, să fac discursuri, să fac... Dar să știi că nici Laura nu mi se pare să fie genul ăsta. Că a primit-o cu stângăcie, cu drag, dar cu stângăcie. Și cum, totuși, cum ți-a venit ideea? Cum mi-a venit ideea? Sincer, să vă spun, doamna Gabriela, cred că simțeam mai de mult să o sărut pe Laura și să încercăm mai multe chestii, dar... N-aș vrea să te întreb la ce chestii te-ai gândit, să rămână așa cum a picat. Ia uite ce zic.
zice doamna Tamara, să prăjiți niște cartofi împreună, da. Nu puteați dacă nu erați într-o relație, da. Corect, te rog, Mihai. Am avut răbdare chiar și patisia cu mine. Da. Am vrut să ne cunoaștem mai bine, am vrut să simțim amândoi același lucru, am vrut să fim siguri amândoi de momentul ăsta că o să fie pe bune și o să fie un moment frumos. Și am văzut că e din partea amândurora și suntem amândoi pregătiți să intrăm într-o relație și să avem un nou început, un început frumos aici. Doamne ajută, nu am putut să nu remarc și gardienii care stăteau la ușă ca nu cumva să îi deranjeze cineva pe porumbei. Felicitări încă o dată. Mulțumim frumos!